Uite. Aha. Uite. Super. Asta n-are bala, mă, trebuie să-i cumpăr. Uite, pe aici aduc o scară de aia de acolo, de la beci. Stai pe aici jos frumos, pun scara aia jos aici. Și o ușă de jos și ies pe aia. Ies și pe aia de acolo. Păi ies și pe asta când am nevoie. Asta când am nevoie, așa, vreodată, știi? Păi și tu de ce le-ai pus de frumusețe asta? Că ține, că ținea de post, totuși, uite, s-a aburit, că nu s-a aburit. S-a aburit, da. S-a aburit, de ținea de post. Nu mai intră curent deloc. De... nu mai are. Asta care este aici, mi-o faci mie frumoasă și aia cu pământ, stai tu. Dacă te tragi la pământ, stai în pământ, că ți-e place în pământ să stai ca șobolan. Că nu ține. Păi nu ține, aia zic. Nu ține. Dar, având în vedere că bătea vântul și era curent, am zis, hai să mă apuc, dacă nu pot să mai fac nimic la cameră cu saci și cu astea, mă apuc de nouă bucătărie, am zis că se iasă bucătărie, dar cred că nu mai este bucătărie și este hol. Bucătăria cum era aia bucătărie s-a... Bucătăria cum era aia bucătărie s-a făcut păstrăvărie. Păi de ce s-o transformi în hol? Nu mai e bucătărie. Nu mai e bucătărie. Nu mai e bucătărie? Ca să-ți explic de ce nu mai e bucătărie. Am pus ușile astea două. Care uși? Am pus astea două. Bă, le-am văzut, da. Mamă. Și ce m-am gândit eu ieri, așa am stat și m-am gândit, le pusesem fixe prima dată, bătute în cuie. Păi, zic, fii atent că aici merge tăiat cu târnocopul pământul ăsta și lua tot de aici, de în față. Da, 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 clar. Merge făcut aici o intrare ca și un hol lăsat ăsta. Intri de aici, vii de aici, direct, intri direct pe aici cu hol, mai pun o ușă mai mică aici, dacă vreau pot să intru și pe ușa asta mică pe aici, știi? Și acolo mai pun geamul de termopan fumuriu și acolo mai pun o ușă, eventual să fie bucătăria sau duc mai încolo. A, să o muză. O muz mai încolo sau poate fac dormitor mai încolo, cine știe. Mai fac unul ca ăsta. Și atunci ai holul la jumătate și dormitorul stânga-dreaptă. Da. Nu mai bine vine. Hai spre ușile astea, Artur, să vedem cum au apărut în viața noastră. Nu pot să intru pe aici. Uite, vezi? Păi tu pe unde intri? Nu intri pe ușă? Nu intru pe ușă ca să nu te reazezi. Uite, poți să intru pe ușă. Uite. Uite. Aha. Uite. Super. Asta n-are bala, mă, trebuie să-i cumpăr. Uite, pe aici aduc o scară de aia de acolo, de la beci. Stai pe aici jos frumos, pun scara aia jos aici. Și ies de aici să fac o alei direct încolo, nemaipomenită. Și fac și acolo o alei, fac două alei. Știi? Despre ușile astea ce poți să ne spui? Cum le-ai pus? Că prima dată m-am gândit să pun ușile astea fixe, știi? Să le bat în cuie. Le bătusem, cum e asta bătută, ca asta n-are asta balama. E în cuie. Da, păi n-are balama, când îi dau balama și lua asta și îi pun, nu mai am treabă cu ea atunci, că o pun pe balama, le pun pe unde. A pus pătratul ăsta aici, da. Ce am pus pătratul ăsta? Ăsta nu era aici, nu? Nu era, l-am pus ca să stea ele pe el, da. Că ce stai să fac legătura sus. După ce am pus pătratul ăsta, am băgat niște pietre și boltoare de sub ca să stea el. Să nu se lase vreodată jos cu ușile, ce știi, cum de greutate. Că se poate lăsa, știi? Așa, ai pus sale așa. Și am pus sale acolo și de acolo rămân. Că dacă vin cu scala la jumătate. Și după aia am bătut ușile în cuie. După ce am bătut eu ușile în cuie... Și sus ai pus-o, ăla era acolo. L-ai bătut ăla, da. Nu, ăla era al casei, da. Care l-am făcut, știi? După ce am pus eu ușile astea și le-am bătut în cuie, m-am dus eu mai în față, m-am uitat în drum, bă, deci a trebuit să mă uit în drum ca să-mi dau seama, nu de curte nu-mi dădeam seama, știi? Mi-a venit o revelație de drum și m-am întors înapoi, plecasem să iau și apă, zic, nu mai mă duc după asta, adică mă întorc înapoi. Că uiți revelația. Zboară revelația, zice dracule. Bă, zic, asta merge bătute-n balama, se deschide, frate, și dacă se deschide astea, nu mai am treabă cu ele. Om, m-am făcut, belea de belea. Și fii atent la mine că și aici mai am o ușă de termopan de aia teșită, mai strintă, pot să pun pe aia acolo, eventual. În gaură asta aici, nu? Acolo. Da. Să pun și o ușă de termopan și ies pe aia. Ies și pe aia de acolo. Păi ies și pe asta când am nevoie, asta când am nevoie așa vreodată, știi? Păi și tu de ce le-ai pus de frumusețe asta? Și le-am pus ca la hol. Ca la hol, da, da. Ca la hol, în caz de vreau vreodată să vin cu ceva. Da, mi-a să poți să ceva, ceva, sau știu eu, fac rost de pumpa ceva și vreau să-l bag. Să ai pe unde, da. Nu pot să intru pe ușa aia mică, intru pe astea. Da. Nu? Sau cu vosoba, cu ceva, intri pe astea, că astea-s mari. Știi? Decât că asta trebuie să mai deretic eu un pic. Aici sus atinge la intrare, la închidere, uite, vezi? Aici, uite. Și eu ca să le închid,
Mă dau un coace, aici e Titanic. Ai auzit de filmul Titanic? Uite Titanic, mă dau un coace. S-a închis, da. Vezi? Gata. Ca să-ți dai seama, da, să dai seama că ține, că ține adăpost. Totul, uite, s-a aburit, că nu s-a aburit. S-a aburit, da. S-a aburit, de ține adăpost. Nu mai intră curent deloc. Dacă... nu mai are. Uite, dacă am pus ușile, e bine, am pus și pe aia aici. Și acolo o să fac un stilul nostru. Stilul nostru cu geamgiu. Da, așa. Geamuri. Dar tu ai vrut să le bați pe ambele în cuie inițial? Sau? Prima dată, da, că am zis să pun pat aici să fac o bucătărie. Dar când am văzut cât de bine vine, zic, ia stai bă, așa încerc. Ia mărturi cât de bine vine, că mă faci curios. Ia uite-te, bă, tocmai așa. Ia uite-te, tu mai de la distanță să spui că acum apar. Ia stai, să mă duc așa un pic, să vedem lucrarea aia. Da, din... să te duci la ploiești, să duci să ai aici. N-arată rău. A? Un ansamblu, așa, ca să zic. Nu e așa? Așa. Și știi, să-și puse și perdele și aranjate. Și stai că nu rămâne numai asta la exterior. Ca aici, în partea asta, se mai vin până aici. Deci cât e ăsta, până aici, așa frumos, se mai vin cu ceva ca un fel de verandă, știi? Și să intri de aici, în veranda și dumneavoastră să intri pe alea. Să nu bată chiar în ele curentul și atunci se mai adăpostește. Altfel, o să fie altă adăpost atunci, se schimbă. Deci până, până la urmă tu ai vrut să le bați în cuie, dar una ai pus-o până la urmă pe balamale, nu? Ai da. Găsit tu balamale să și... Să vedem cum fac veranda, Ramona, ce și cum faci veranda dacă faci penetre de saci. Că veranda trebuie făcută total, zice. Cum faci veranda cu penetre de saci? Hai să vezi tu cum faci veranda și desfaci saci înapoi și îl car ca la nebuni. Ca nebuni. Da, la noi, zice, avem mereu de muncă. Cine face, desface toată vara, ce face? Unul carcă, doi descarcă, ca la nebun, ca la 11 iunie. Să vezi ce iei tu saci înapoi, ce, că nu poți să faci veranda. Și s-ar trebui să aibă dreptate ea. S-ar trebui să aibă dreptate. Ce, nu mai bine cumpăram noi scârțuitoare de aia de 10? Și o izolam, dacă băgam vată până într-o iarnă asta, zice, și OSB-ul, ne ținea totuși de cald și nu mai făceam cu saci, ea nu-i, ei nu-i convine cu saci, cu pământ. Știu, da. Că știi că s-a mai fărâmat saci, știi că am pățit de curgea pământul din ei. Zice, dar te las în pace, fă verandă. Fă, dacă e numai până aici, pe o dracului, zice, dar verandă. Fă o verandă. Păi da, zi, fă verandă numai aici și zici, mă duc cu saci. Du-te restul cu saci. Asta care este aici, mi-o faci mie frumoasă și aia cu pământ, stai tu în ea. Dacă te tragi la pământ, stai în pământ, că ți-e place în pământ să stai ca șobolan. Stai în pământ. Și lasă-mă pe mine să stai eu de asta aici, cu geamul. Și s-ar putea să aibă dreptate pe parte, nu știu, vedem. Vedem, că n-am ajuns la verandă încă. Normal. Aici, mai pui aici, aici, să pui o ușă și aici, nu? Să nu, intre, nu, să nu mai intre curent pe aici. Nu, nu să nu mai, să intru eu pe ea. A, să intru tu. Să nu desfac toată ziua ușa mare. Da. Bine, că poți desfac ușa aia mare până la urmă mereu, că nu mă deranjează. Că desfac toată ziua bună ziua. Da, trebuia un pic mai departat asta, mai încoace, ca să se închidă aia bine. Da, da. Există un fierăstrău și o polizez pe aia. De termopan, ca să intre în asta. Ce? Stai cu fierăstrău. Frumos. Dunga, păi da. Dar nu există modalități, dacă vrei. Există. Dacă vrei, se poate face. Și am mutat geamurile în partea asta la alta acum. Hai să intrăm am acolo. Mutat, am adus și geamuri. Pe unde să intră pe aici acum? Pe unde vrei, numai să-l alegi. Ia uite, am pus aici. Aici este lucrarea secolului. E o lucrare foarte grea. Asta e o lucrare de... De inginerie curată aici, de durere. De... Acum, eu nu mai știu unde suntem. Dacă ăsta e holul, acum noi unde suntem aici? Deci am dormit ăsta în bucătare, știu eu ce-o ieși. Dar eu nu știu nici eu ce sigur, sigur ce o să iasă. Știi? Tu pleci la luptă, dar nu știi cu cine da, te lupți. Nu știu. Da, păi, dar nu ai de unde să-ți dai seama așa imediat, că... E belea mare aici a noi, că e problemă, că na, trebuie să lucrăm așa, frumos, confortabil, știi? Și aici o să rămână ăsta, că da, am dat cu ciocanul aici, cu ciocanul am făcut aici. Ăsta o să iasă, dar aici iese afară, ăsta o să o scot afară, țâmburușul ăsta, aici o să fie bucurie mare. Asta facem așa, uite, e? Nu contează că se mișcă. Merge, n-are treabă. Cum ai zis-o, dacă se mișcă înseamnă că trăiește, dacă exact. Nu moare de frig. Punem un geam ca să vedem cum o să apară. Ca să ți-a scris situația de criză care vine. Uite, mamă, noi urcăm geamul așa.
Oi, boierie, măi, frate, mă. Boierie o să fie boierie aici.